Fratele mergea, spunea, să mai fac o mărturisire care am avut experiență în casa noastră tot consecințele unui păcat. Mă gândeam că e prea târziu, aveam în minte și în inimă să faci această mărturisire, dar Dumnezeu să ne binecuvinteze. În urmă cu câțiva ani, aproximativ 3 ani de zile, Dumnezeu a lucrat în casa noastră și îi mulțumim lui Dumnezeu, dar înainte de aceasta aș vrea să vă spun în amănunțit cum Dumnezeu ne-a îngăduit dintr-o încercare care am suportat-o 5 ani de zile. În urmă cu aproximativ 6 ani de zile, hotărâsem cu soția mea, tot în preajma aia era atunci când eu eram afectat de unele lucruri, a spus soției mele, eu am crescut într-o casă unde au fost părinții mei întorși, tatăl meu este aici, mă aude, unde părinții mei au fost întorși la pocăință, niciodată n-am văzut litoralul, niciodată n-am fost ieșit undeva, am crescut undeva la un sat, la munte, și aveam o dorință arzătoare în inimă, să mă văd și eu marea, să văd și eu litoralul, dar am spus, aveam acolo pregătit o cameră, aveam banii la buzunar și am zis, vreau să-mi fac un concediu și eu. Și aveam rezervată cameră la hotel, camera acolo la Constanța, într-o una dintre stațiuni, nu le cunosc, nu le-am văzut niciodată. Dar prin niște relații, printr-o soră de-a mea care așa am intervenit, am ajuns să intrăm în posesia unei cameri pentru că am avut bani în buzunar. Dar în perioada când trebuia să ajung pe litoral să fiu acolo, eram în Cluj, în spital cu o fetiță bolnavă. Am ajuns acolo, nu m-am trezit de cap. Am intrat la spital, am mers cu bani în buzunar, banii care trebuia să mergem la mare, i-am dat la doctor. Și am spus, se rezolvă totul, facem rost de azi bani și mergem la mare. Dar s-au terminat banii și spune doctorul după o săptămână, ne pare rău, domnul Rusu, zice, fetița dumneavoastră va purta această bolă cel puțin 7 ani de zile. Am spus, extraordinar, nu se poate, nu se poate, doctorul poate că nu a găsit diagnosticul care îl are, mergem în altă parte. Am mers în altă parte, după mult timp am ajuns pe la doctor, un alt doctor să-mi spună până la 17 ani. Este o boală care nu se tratează, lipsește o glandă, lipsește nu știu ce acolo din organism care nu se luptă cu microbii. Terminii, doctorul nu mă prea pricep, dar vreau să vă spun așa mare. Și atunci am zis, gata, eu nu pot să ajung pe litoral. Și atunci un glas îmi spune așa, acolo nu este locul tău, te-am oprit să ajungi acolo. Acolo nu este locul tău și mi-am adus aminte, în mintea mea a venit un gând și un glas care spune așa, adus aminte când te-ai întors, când Dumnezeu ți s-a revelat. Eu am auzit glasul lui Dumnezeu și m-a chemat pe nume, adus aminte de glasul care l-ai auzit când m-ai înțeles pe mine. Este locul tău acolo pe litoral, este locul tău ca soția ta să se dezvelească acolo, tu să dezvelești trupul acolo înaintea oamenilor care nu mă cunosc pe mine. Și am zis, Doamne, e adevărat lucrul acesta. Și am început să ne rugăm. Aveam prieteni care astăzi sunt cu ei aici, nu le-am spus niciun cuvânt. Am zis, sigur, am soției mele, dacă întreb pe fratele sau pe fratele, ce sfat îmi dă să mă duc sau nu mă duc? Am zis, nu întreb. Dacă intre, sigur mă opresc să nu mă duc. Dar n-am întrebat pe fratele lui cel mai mare, el m-a oprit fără să-l întreb. Dar îi mulțumesc lui Dumnezeu. Și fetița aceasta a fost bolnavă. Am ajuns de m-a rugat lui Dumnezeu și am spus, la 8 luni de zile s-a îmbolnăvit. Și până la 5 ani de zile stăteam în fiecare noapte cu ea în brasă și plângeam înaintea lui Dumnezeu și spuneam, Doamne, iartă-ne păcatul, Doamne, vindecă fetița, dar Dumnezeu o trebuie să ne zdrobească acolo. Și la un moment dat am spus, Doamne, nu se mai poate așa. Spuneam fetiței mele, a crescut, a ajuns la 5 ani de zile, foarte cu minte, și spune, tati, nu mai pot, o luam în brață, vedeam noaptea, 2-3, și nu mai puteam, ne părindam cu soția, alt copil mic a venit după ea, și nu puteam, veneam de la serviciu, trebuia să stăm cu ea în brață, era foarte milă de ea, nu avea aer, îi se tăia aer, insuficiență respiratorie, și ziceam, Doamne, mai bine du-o acasă, mai fericită așa, sau dă-mi mie boala aceasta, eu sunt vinovat. Și spuneam, Tabita, noi avem un Dumnezeu care te vindecă. De la 2 sau 3 ani când a început să priceapă, a spus, Dumnezeu te vindecă. Da, tati, mă vindecă, da, te vindecă. Și-a trecut un an, a trecut 2, a trecut 3, dar când mă vindecă, tati, că nu mai pot. Iubiții mei care sunteți părinți,
Puteți să vă închipuiți durerea unui tată, durerea unei mame, când vezi fetița, când vezi copilul tău, că se stinge înaintea ta, nu știu cum ați fi. Numai cel care are o inimă de piatră, dar o inimă adevărată de părinte, este zdrobită, este spulberată și nu are nicio nădejde, dar nădejdea era în Dumnezeu, dar mă gândeam că încă mai am de plătit. Asta mă gândeam. Nu mă îndoiam că Dumnezeu nu o poate vindeca, dar ziceam, Doamne, adu vremea iertării. Și am încercat, am făcut ungere cu un de lemn și totuși Dumnezeu s-a îndurat. Și eram undeva într-o călătorie, mergeam la un frate de-a meu la Arad și pe tren la ora 11 și jumătate primesc un telefon de la soție și plângea soția la telefon și atunci am întrebat ce s-a întâmplat. Nu s-a întâmplat nimic rău în casa noastră decât am avut o sărbătoare. Aleluia. Am strâns copiii când să ne punem la culcare, obișnuim să-i adunăm în jurul nostru, să ne rugăm împreună, să citim un cuvânt împreună și Dumnezeu a dat un har la rugăciune. O oră, spunea soția, nu i-am putut ridica de pe genunchi și plângeau și se rugau, mai ales Tabita, curgea lacrimi, curgea sudoarele și zice, la un moment dat i-am oprit de rugăciune, că n-am mai putut să-i văd, așa plângea înaintea lui Dumnezeu, dar Tabita plângea că era Iisus înaintea ei. Amin. Și-a spus, Tabita, am venit să te vindec. Amin. Acum te vindec. Dar spunea Domnul Iisus, zice, am văzut pe Domnul Iisus, sta înaintea mea, spunea Tabita, cu cunună în mână. Zice, dacă mă vei sluji, cununa aceasta voi pune-o pe capul tău. Dacă mă vei sluji, cununa aceasta voi pune-o și te vei întâlni cu mine în împărăția mea. Și alt lucru care i-a spus Domnul Iisus Hristos, noi eram în construcție cu o casă, nu mi-e rușine să spun, ăsta e Dumnezeu care slujim. Când avem probleme, mergem înaintea lui Dumnezeu, nu înaintea oamenilor. Nu obișnuim lucrul acesta. Mergem înaintea Dumnezeului care vede toate lucrurile. Amin. Și toate le știe și mulțumim. Aleluia. Că are ochii și vede. Și am mers înaintea lui Dumnezeu și am spus, Doamne, avem nevoie, ni s-au terminat banii. Stam undeva într-o cameră și am zis, Doamne, vrem să ieșim afară de aici, vrem să construim o casă. Am construit o măsură oarecare și nu s-au terminat banii. Și am zis copiilor, copii, rugați-vă înaintea lui Dumnezeu, că Dumnezeu pe voi vă ascultă. Și Dumnezeu ne poate trimite banii de care avem nevoie să continuăm mai departe. Și spunea Tabita, zice, Domnul Iisus Hristos, în mâna asta la altă stângă, avea niște bani în mână și spunea, Tabita, aici sunt banii pentru casa voastră care aveți nevoie. Și nu a durat mult timp, Dumnezeu a vindecat pe Tabita acolo, în momentul acela, și până astăzi este în clasa a treia, urmează, este vindecată, dar și banii au venit din partea lui Dumnezeu. Sunt martori aici, frați care au văzut lucrarea aceasta, este pipăită, nu sunt bazme, nu sunt povești, ca să ne aflăm întreabă, Dumnezeu s-a ținut de cuvânt Domnului Iisus Hristos. Ceea ce a spus, a făcut. Amin. Și mulțumim lui Dumnezeu. Iubiții mei, ce am vrut să vă spun? Am mărturisit acest lucru. Poate cineva aici este afectat. Și sigur este afectat. Nu vreau să cred că toți care suntem aici suntem sfinți. Nu! Venim aici că avem nevoie de sfințenie. Amin. Venim aici că avem nevoie ca Dumnezeu să ne vorbească. Amin. Dar rogă-L pe Dumnezeu să ai loc în inima cuvântului. Să aibă loc cuvântului din inima ta. Și când plecăm de aici, să putem înfăptui dacă îngerii, serafimii, își astupă picioarele, spune cuvântul lui Dumnezeu Isaia, capitolul 2, că cu două aripi își acoperă fața, cu două aripi zboară și cu două aripi își acoperă picioarele, cu cât mai mult noi, care ne numim fia lui Dumnezeu, copia lui Dumnezeu, se cade, să ne dezvelim picioarele înaintea lui Dumnezeu, să ne dezvelim trupul înaintea lui Dumnezeu, se cade să ne mânjim ochii înaintea lui Dumnezeu, Doamne, binecuvintează-ne! Amin. Vreau să vă mai spun ceva și apoi închei. Când Dumnezeu m-a botezat cu Duhul Sfânt, mergeam la servici în pantaloni scurți. Și cineva a venit atunci și mi-a spus, nu să se cade ție ca copil al lui Dumnezeu să mergi în pantaloni scurți. Am zis, e prea de tot, frate. E prea de tot, este cald. Ce mare lucru este să mergi, dar nu mă interesează aceasta, este cald. Dar nu era voia lui Dumnezeu. Și când m-a botezat Domnul cu Duhul Sfânt, când am mers prima zi la servici, glasul Duhului a spus așa, nu ți se cade să-ți dezvelești picioarele, acopere-ți picioarele. A spus, Doamne, îți mulțumesc. Amin. Duhul lui Dumnezeu ne învață calea neprihănirii. Amin. Dar să-L lăsăm să lucreze și noi
să ascultăm de glasul Duhului Sfânt. Doamne, binecuvintează poporul din seara aceasta, din noaptea aceasta. Doamne, binecuvintează toți bărbații, capii de familie, să fie veghetori în casa lor. Aici este casa lui Dumnezeu, dar și în casa noastră să umblăm cu frică. Copiii noștri nu pot să fie, nu pot să meargă oriunde, nu pot să fie de oriunde ca noi, cap de familie, să nu știm de unde, de unde vii, soție noastră cum se îmbracă, copiii noștri cum se îmbracă, fetele noastre. Noi suntem cu frică înaintea lui Dumnezeu. Aș dori să vă ridicați pe picioare și în direcția aceasta să rugăm pe Dumnezeu. Doamne, insuflă frică de numele Tău în noi. Amin. Amin. Amin.